Bună ziua, oameni buni și oameni răi. Ce mai ziceți, ce mai faceți? Ne descurcăm cum putem, nu? Știți despre ce vreau să vorbim astăzi? De unde știi că un kilogram de ceva e un kilogram? Respectiv 1000 de grame. De unde știi lucrul ăsta? Îl cântărești, nu? Cu ce cântar? Mecanic? Electronic? Îl cântărești cu un cântar, ca să știi care e un kilogram. Știți de unde a început măsurarea? Cântarele sunt omologate și sunt calibrate de niște greutăți. De un cântar universal care s-a calibrat cu niște greutăți speciale. Greutățile respective nu sunt identice în fiecare stat. Și din cauza motivului că nu au sistemul metric. Dar în principiu, un kilogram, că eu am plecat de la ideea că, bă, un kilogram de ceva e un kilogram peste tot pe pământul ăsta. Și așa e normal și așa e. Dar ca să măsori, să vezi că are un kilogram, el diferă ca și greutate în funcție de țara în care îl cântărești, în funcție de statul în care îl cântărești. Fiecare stat în seiful propriu, să zic așa, are matrițele banilor din statul respectiv, printre altele, matrițele banilor cu care se fac banii în statul respectiv, monezi, bagnote, greutățile care atestă kilogramul, greutatea de kilogram în sau cu care se cotează greutatea în statul respectiv. Și mai are diverse chestii, nu știu, tezaure, aurul și alte chestii. Desenele de când erau copii a președinților, că sunt președinți de aia sufletiși care își țin desene de când erau ei mici, valorează pentru fiecare om în parte chestia asta. Doar pentru el valorează, în rest nu valorează pentru nimeni nimic. Întrebarea mea e, când cumperi un kilogram de zahăr, da, că luăm, e cel mai comun, e cel mai drog în toate alimentele posibile, dă cea mai mare dependență zahărul. Bun. E dulce, mama lui. Că dacă era amar, nu mânca nimeni zahăr. Sau se numea altfel. Iei un kilogram de zahăr, da? Când ai luat vreodată un kilogram de zahăr din supermarket și ai venit acasă și l-ai cântărit, ai pus pe cântarul electronic kilogramul de zahăr să vezi ce greutate are? Mai stă cine? Păi stai puțin, nu scrie pe el un kilogram? E un kilogram. Da, dar cum s-a ajuns aici? În primul rând, cotarea greutății și a lichidului, al litrilor, mililitri, grame, kilograme și așa mai departe, s-a făcut pe ambalaj.
Pentru că când îți cumperi ceva vărsat, ai cântarul alături, îți iei 3 cartofi, îi pui pe cântar, vezi câte chile, ori câte grame au cartofii ăia, ori cât e kilogramul și ți-ai făcut prețul pe ei. Bun. Dar tu când iei un sac, 15 kg, sunt 15 kg de cartofi acolo. Dacă iei 1 kg de zahăr, mai cântărește cineva zahărul la 1 kg, cumpărat la 1 kg, să ajungă acasă sau la magazin, să-l pună pe cântar? Nu, pentru că s-a format o deprindere, s-a format o chestie automată a omului. Vezi, Doamne, de a avea încredere pe ceea ce scrie pe etichetă, pe ambalaj. Și eu, oricum, cum adică să nu ai un kilogram? Păi îți dai seama că dai în judecată și faci și treci. Nu mai are nimeni timp de chestiile astea. În afară de faptul că există șanse, mari șanse, ca un kilogram de zahăr, nu contează firma, un kilogram de zahăr să ajungi acasă și să-l pui pe cântarul electronic sau să iei cântarul electronic cu tine la magazin și să-l pui pe cântar, să ai surpriza că nu are un kilogram, ci are 990 de grame. Dacă are 990 de grame, tu normal plătești și ambalajul. Pentru că zahărul vine băgat într-o pungă, într-o chestie de hârtie. Cât poate să cântărească? Nu contează. Gramele ambalajului sunt exact ca și cifra de după virgulă într-un cont de bancă. Nu contează, dar dacă înmulțești ori un milion de oameni, sunt bani și sunt tone. Bun. Cântărești și are 990 de grame. Aia că acum o fi fost mai puțin. Am nimerit eu punga aia care a fost mai... Dar dacă tu scazi, dacă tu pui zahărul cu tot cu ambalaj la 990 de grame și mie mi-l vinzi ca 4 lei kilo, și de fapt bucata, pentru că tu cumperi 990 de grame, nu cumperi un kil, firma respectivă, puteți face și voi matematic, la un tiraj de 10.000 de tone de zahăr, mă înțelegeți ce vreau să zic? Își pune cineva problema când cumpără, de exemplu, mix de nuci. Mix, exact așa, mix de fructe uscate. Bun, pe plic scrie 15% stafide, 15% smochine, 15% și așa mai departe. Toate 15% astea și cu emulsificatori și euri și dulce și așa, trebuie să ajungă la 100%, nu? Conținutul ambalajului. Bun. Să presupunem că greutatea conținutului este 100 de grame. 15% dintr-o 100 de grame sunt 15 grame. A luat cineva un mix de fructe, să desfacă mixul, să-l pună pe o chestie, să filmeze lucrul ăsta. Asta vreau să fac eu în viitor, când o avea timp. Și să separe stafidele de smochine și toate chestiile astea. Și să vezi, sunt 15 grame de stafide, sunt 15 grame de smochine și așa mai departe. Eu cred că nu sunt. Pentru că la fel omul se bazează pe ceea ce scrie.
scrie pe ambalaj și aia e. De ce să fie altceva? Ce au de câștigat cei care... De ce să fie altceva? Plecând de la chestia asta, ai putea să verifici tot ce există într-un ambalaj. Cum măsori un litru de lapte? Că nu e un kil de lapte. Nu e un kilogram de lapte. E un litru de lapte. Poți să iei un borcan gradat, omologat, la tine în țară, și să tor laptele să vezi dacă are un litru. Nu 100%, 101% nu are un litru. Are 990 de mililitri sau poate mai puțin. Ideea e că rămâne pe ambalaj, că ambalajul e din carton și absorbe laptele. Orice explicație, orice explicație. Asta vreau să vă zic. Noi ne uităm că se schimbă prețul și să îți dă un procent mai puțin. Reducere. Din start nu țin cont de bunul simț și de cât ar trebui să aibă kilogramul, 1000 de grame, și de cât ar trebui să aibă un litru, 1000 de mililitri. Și nu mai zic că asta e valabil, adică chestia asta e la noi în țară, dar dacă iei un kil de zahăr de la noi din țară, un kilogram, 1000 de grame de zahăr, și îl cântărești la noi 990 de grame, cum? Nu se poate așa ceva, trebuie să aibă un kilogram. Ai nimerit tu o pungă un pic spartă și curge din ea. Asta e explicația la toate, și la făină, și la murături în borcan, și da, scoți murăturile, nu e zeama cât e murătura și uite așa. Pentru că s-a absorbit sau nu. Stai. Ai fost la restaurant, da? Și ai cumpărat friptură. Prețul e pe 100 de grame. În viu, în crud. Da? Niciodată nu o să știi cât a avut carnea aia. Că a scăzut la grătar. Te-ai prins? Orice. E umblat la cifra aia de după virgulă. Știi? La grame. Nu se uită nici dracu. În cantități mari contează pentru un produs și pentru o fabrică care produce lucrul ăla. Sunt sute de mii de euro, milioane de euro la într-un an de zile, în funcție de tirajul care l-am. Iei un kilogram de zahăr și te duci sigilat și îl cântărești pe un cântar în Germania. Sau în Italia. Sau în Rusia. Sau în China. Vei avea surprize. Nu are aceeași greutate. Aceeași. Deci nu-l modifici. Deci nu îl ții într-o cutie în care să nu absorbă umiditate sau să înceapă alte teorii din astea ieftine. Nu. Sigilat îl iei și îl cântărești în fiecare stat. Nu are aceeași greutate din cauza că ei și-au calibrat cântarele în funcție de legile interioare. Produsele care vin din afară, la greutatea țării noastre, fii atent că aici nu se mai umblă la o cifră după virgulă, la două cifre după virgulă. Pentru că pleacă direct 990 de grame din afară, noi având un kilogram, și se vinde aici la un kilogram, care noi avem 990 de grame. nu știu dacă vreunul din voi v-ați gândit la chestiile astea, dar mă gândeam să am plecat de la ideea că am luat o cutie acum ceva timp, am luat o cutie mare, 5.000 de piese, stil nu Lego original, stil Lego. 1000 de piese, da? Am avut și timpul necesar, într-adevăr. Am desfăcut cutia,
Și am numărat toate piesele, punându-le pe roșu, albastru, galben, toate alea, cu o pătrățică, cu două pătrățele, cu așa mai departe. Au fost 1000 de piese. Bravo! Am pierdut timp, da, știu. Păi cum să nu fie 1000 de piese? Uite, au fost 1000 de piese. Dar, ținând cont că nimeni nu face lucrul ăsta, nu credeți că sunt firme care umblă la treaba asta? Nu ca teoria conspirației, nu. Se poate verifica ceea ce spun eu. Te duci și iei ce vrei tu, te uiți pe ambalaj, vezi că scrie pe el și îl măsori, îl cântărești și așa mai departe. Nu coincide cu ce scrie pe ambalaj. Sau proporțiile sunt diferite. Nu toate, nu știu care. Dar o să fac chestia asta ca să vă demonstrez. Pentru că eu unul aș vrea, de exemplu, înainte să-mi cumpăr un produs, să-l văd exact cum sunt filmulețele pe YouTube, că ia produsul, desface și uite ce se află în cutie. Încărcător, căști și așa mai departe, cărticică de engleză și toate alea. Așa aș face la hrana uscată. Da? La hrana uscată, ca și gramaj, ca și cât la sută este din fiecare. Pentru că normal, tu dacă dai un leu, pe tine te costă un leu ceea ce cumperi. Și normal, când cumperi de un leu, ar fi corect să-ți dea ce cumperi de un leu. Nu să scrie că merită un leu, tu dai un leu și greutatea respectivă să nu fie aia și să conținutul să nu fie, să fie diferit față de etichetă și așa mai departe. Într-un sistem în care e haos. Eu vreau lucrul ăsta. Da. Cred că kilogramul de zahăr din Germania, nu știu, așa văd eu Austria, Germania în cap. Și în sufletul meu. N-am fost niciodată, dar eu așa cred că sunt oamenii aia. Kilogramul de zahăr în Germania, adică 1000 de grame puse pe cântar, cântărit oriunde în lume, va avea mai puțin de un kilogram. Pentru că toți și-au făcut cântarele ca să poată să meargă mai departe. Deci ar trebui folosită ca reper greutatea aia. Și culmea, am aflat acum 3 ani că fiecare stat are greutățile lui ca și cântar, ca și balanță. Fiecare stat. Nu e o greutate pe planetă și aia o folosesc toți. Nu, nu, nu. Fiecare are și a făcut calibrul lui. Păi cum adică? Vrei să zici că dacă eu îmi cumpăr un kil și dau 4 lei de zahăr, n-am un kil, dar dau 4 lei. Și dacă mă duc în America și iau un kil de zahăr, am un kil și dau mai puțin. Sau mai mult. Sau n-am un kil. Sau am peste un kil. N-ar fi interesant de făcut chestia asta? Pe cine ar interesa? Cred că sunt mulți. Cred că sunt mulți. Ia stai mă, sunt mix de nuci. Da? 7 feluri de nuci, pentru că noi am crescut cu nuci, din nuc, atât. Macadamia, academia, macadamia și caju și pizda mamilor de nuci de pe toată planeta asta. Mix de nuci, da? 15% caju. Pune tot caju, toate frimiturile, toate spărturile de caju, le separ frumos, cântărești, 15%, bun. Nuca. Atâta la sută. Coincide cu ăla. Hai, îi dăm din indulgență 1%, 2%, maxim. Bun, cumpărați în continuare, merită banii aia. Indiferent ce bani ar fi, merită pentru că sunt corecți față de tine. Asta vreau să zic. Nu neapărat prețul. Nu. Sunt corecți. Cât îți intră, bă, 10 șuruburi? Păi da, șeful, am băgat și acolo 2 și acolo 2, cu 4 de la primărie, cu 10 de la, știi? 60 de șuruburi. Rotund 100.
Nu îmi place chestia asta. Băi, fii corect cu omul. Ai băgat 10 șuruburi. 10 șuruburi. Ori 10 bani șurubul. Aia e. Nu. Să vedeți că am băgat două, știi, două așa, am băgat unul și pe-aceea mai băgat unul lângă ca să țină, să nu. Am scos și am băgat unul mai adânc și am venit cu altul peste. Orice, orice, numai pe combinație, pe furăciune, pe... Dar chestia asta de după virgulă la bănci și de la conturi, la bănci, la virament, la astea, la dobânzi, la chestii, după virgulă, știi, nu e nimeni sensibil acolo. Dar din chestia aia se fac miliarde. Sute de miliarde. Și în greutatea alimentelor, pe kilogramul care tu ți l-ai calibrat în țara ta, se fac miliarde pe chestia asta. Și nici dracu nu știe. Păi stai un pic, pun acolo, mi-arată 1000. Păi e un kil. Dacă ăsta mi-arată 1000, e un kil. Păi ăla cum îți arată 1000? De unde ți arată ăla 1000? Păi l-am luat de la rusul ăla din piață, că cântarul bun, bun, bun când am bur. De unde știi că are 1000? Iei o greutate de 1000 și o pui pe cântarul electronic. Îți arată 1000, super tare. Cine a făcut greutatea aia de 1000? Știi? Greutatea pe care scrie 100 de grame. Cine a făcut greutatea aia? Cine a calibrat-o să fie de 100 de grame? De unde știi care e 100? E pe ea scrie 100. Cu asta calibrezi cântarul tău. Am înțeles. Dar cu asta, asta, pe asta cine a calibrat-o? Păi sunt omologate și cine le face au un stas, care stasul ăla. Într-adevăr, greutatea de metal, un anumit metal are o anumită greutate care nu se schimbă în timp, nu se... în funcție de gravitație, nu? Dar poți să ai un kilogram care cântărește un kilogram real și poți să-l duci într-o zonă de pe planeta asta și știți și voi în ce zonă, unde nu mai are un kilogram, are 300 de grame și e tot un kilogram, dar are doar 300 de grame. Cum dracu? Ceva se întâmplă. Magnetic, triunghii Bermudelor. În alte episoade chestiile astea. Cam asta am vrut să vă zic. Deci, ce e după virgulă? Nu știu, faceți parte din sistemul ăsta? Felicitări, ce să zic. Oricum nu stă nimeni să le cântărească. Viața ușoară și... Vă pup!